Să mănânc și m-am dat cu rușii înainte. I don't know. Am din asta pe dinți. Da. Ce faceți? Pornim un nou daily vlog. Îmi pare rău că v-am zguduit. Stați să mă duc să-mi caut cercei. Stați o secundă. Just a second. Așa. Ce credeți, că decorul meu e doar așa pur estetic? Nu, e și funcțional. Stai să-mi caut cercelușii pe care vreau să-i port astăzi. Și aș vrea ca astăzi, în primul rând, să nu pierd o perluță. Și în al doilea rând să găsesc cercei. Așa. Astăzi, ce se întâmplă? Pe lângă faptul că fac drumul la un daily vlog, se întâmplă în felul următor și anume... mergem să ne vedem cu fetele, cu Denisa și cu Eugenia, pentru că nu ne-am mai văzut de secole, adică de când de la munte, de când am fost la munte. Pe Eugenia am văzut-o când am fost la Brăila, care a fost la o săptămână după munte, deci tot cam aia este, dar nu le-am mai văzut de mult și mergem să ne întâlnim la grădina botanică inițial, undeva până în jur de ora 11, așa, facem poze, pentru că și Denisa, dacă nu știți, are canal de YouTube, vi-l las în descriere, și cont de Instagram și, na, ne trebuie conținut întotdeauna, stați să mă duc să iau și geanta. Așa, ca să fiu și productivă. Apropo de clipul cu ce se află în geanta mea, apuc să-mi pun toate chestiile pe care o să le folosesc. Ia să-mi pun, să-mi scot bani, că de data asta am bani cash. Hihi. Să-mi pun bani nu separat pentru autobuz. Așa, ca așa fac de întotdeauna. Da, și... Mergem să ne vedem, să bem un ceai, să ne plimbăm, să povestim, să fie așa o zi, un fel de pre-weekend, foarte relaxat. Să mai punem țara la cale, să vedem cine ce-a mai făcut, să... chestii de-astea, știți voi. Cafetele. Și se anunță o zi foarte frumoasă, punem măștile de rezervă aici, se anunță o zi foarte frumoasă pentru că... Am o scamă pe mine, nu de aia, ci pentru că, pentru că e soare. Săptămâna trecută a fost foarte frig. Pe frig, nu că foarte frig. A fost foarte frig, să pun și astea. Să pun și bulinele. A fost frig și a fost urât și a plouat și a fost așa o vreme din asta închisă și scârboasă. Și... de aia mai mult a venit ideea, hai să... încercăm să ne vedem, să facem niște poze, să mai povestim, să mai ieșim și noi cafetele, că după aia dacă vine frigul de vinele, nu știu de când o să mai avem timp, chef și răbdare de așa ceva. So, yeah. Dați un pic să ștergem niște ochelari care au fost părăsiți. Așa. 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 Și
Da, de principiu ăsta este planul. Pe astăzi mergem la grădina botanică, să sperăm că este așa în țol festiv de toamnă, ceea ce ar trebui să fie, pentru că sunt mulți copaci pe acolo, știți. Și mi-aș dori să scot niște poze drăguțe. Acum să vedem că e bine că e soare și că e cald afară, dar știți că asta nu e, nu, ăsta nu e cel mai drăguț lucru pentru pozat și pentru filmat. Rămâne de văzut cum ne descurcăm și cum ne... Așa, ăștia sunt ochelarii mei pe care îi vom lua. Ce mai trebuie? Mai trebuie rețeta asta pe care vreau să o iau și rețelele. Așa, măștile mi le-am pus, mai am o mască, am să-mi pun rujul, mi l-am pus. Ce mai trebuie? Ăsta. And I'm good. Ei, sunt cam gata de plecare. Că la mine o să dureze mai mult până ajung și de aia. Plec mai devreme, eventual dacă reușesc să rezolv și niște chestii, ar fi minunat. Trebuie să trec pe la bancă. Which is amazing. Mai au o gură de cafea. Și cam asta este ziua de astăzi, știu. Un intro nu foarte interesant, but hopefully clipul ăsta o să fie mult mai interesant decât acest intro. Da, cred că v-ați dat seama că abia m-am trezit și nu am vorbit foarte mult pe ziua de astăzi, să știți. Adică știu că ieri când mă gândeam că o să deschid daily vlogul ăsta, aveam o grămadă de chestii să vă povestesc și să vă pun la curent și să vă spun. Dar acum nu mai vine nimic în mine. So, lăsăm pe diseară, că poate până diseară mi se trezește creierul. Da, alea sunt încă acolo pentru că încă fac poze. Suntem bine. Suntem bine! Suntem pe drumul cel bun. See you later, alligator. Hai să vă arăt și cu ce sunt îmbrăcată, deși cadrul nu e foarte grozav cu fundalurile alea acolo. Ați văzut că am pe mine o rochie din asta tricotată, foarte groasă, aș putea să spun eu, de la Zara. Este de acum vreo 2 ani, care îmi place foarte, foarte mult, pe care anul trecut cel puțin nu prea am reușit să o port. Și mi-am luat trenciul ăsta peste. Trenciul voi ține închis. Aș putea, e atât de cald că aș putea să mă duc direct în rochie, dar vreau să am două outfit-uri, dacă vreți, pentru poze. Și unul ar fi ăsta cu trenciu și unul ar fi ăsta doar cu rochia, știți? Și de-aia am făcut combinația asta. Așa, trenciul ăsta este de la Stradivarius, este cel bleu, am zis să-l mai scot și pe el la înaintare. Geanta este cea pe care ați văzut-o în clipul cu ce se află în geanta mea. Uitați că asta e lungimea la care o port eu, așa îmi place să o port. În picioare am un dreș negru, mi l-am luat ca să nu-mi alunece cizmele și mi-am luat cizme din astea înalte peste genunchi, care știm că nu mai sunt în trend, but we love it. Chiar și așa le iubim și prin urmare le-am luat. Mi se pare că vin foarte bine atât cu trenciul cât și cu rochia și îmi plac foarte, foarte tare. Și pălăria, care pălărie este de pe la Mini Pri, de acum vreo 2-3, dacă nu mai mulți ani. Am luat-o acum câțiva ani și abia acum am început să o scot la pozat. Stați că trebuie să o punem un pic mai într-o parte așa. Stă mai pe ureche în partea asta. Și da, este o pălărie. E o pălărie pe care eu o port relativ rar și am zis că anul ăsta s-o scot la înaintare pentru că îmi place foarte tare și îmi place să port pălării. Băscuțe și pălării, v-am zis că îmi place să port foarte, foarte mult băscuțele alea, șepcuțele, nu băscuțele, șepcuțele alea, știți, cu cozonac. Nu beretele, nu, no, fără berete, please. Așa, dar băscuțele alea cu cozoroc îmi plac foarte tare și pălăriile și v-am zis eu că mi se pare că sunt foarte elegante și că merg foarte bine, mai ales în perioada asta merg super, super bine. So, here it is, let's go babies!
Eu de-aia zic Eugenie, că e baby Eugenia. Tu care ești înaltă, îți place că ești în altă poze, nu? Tocmai ce am ieșit de la Infinity și acum trebuie să dăm note pentru cât este de hăipuit Infinity-ul. Please start! 8! Tot, pe acolo, tot, ieși, da. Deci stați așa, în primul rând ce am băut? Am băut niște cafea, dar cafea era mai degrabă, simțim noi din aia de la plic. Așa, un ceai, care era ceai, ceaiul a fost bun și am mâncat chiș. Care a fost bun. Decent. Da. Eu nu sunt mare fan chiș, așa că da, a fost decent. A fost decent. Da. Bine, mama îl face mai bun, e mai așa, mai crunchy al mama. Asta mi s-a părut și mie că îi lipsește partea aia crunchy, adică simțeam nevoie de ceva da, mai crunchy. Mai tare un pic. Să fie mai uscățel așa, mai. Da, mai uscățel blatul ăla, mie îmi place mai uscățel. Mama face un pic asta, dar nu contează, a fost bun. A fost bun? A fost bun. Aici și eu știam că asta e cu interzis de ea. Imagine foarte sigură că știm că asta e cu interzis. Asta e un Mazda, e un Mazda CX, uite, CX-30. Ce? Tot la mici în piață vrem să mergem. Da, asta vreau să zic, completez și eu, că parcă ar merge niște mici acum după Infinity și după Fițe. Eu așa, eu ca notă îi dau așa, le dau 10 pentru locație și pentru aspect. Locația, da, da. Care arată asta, super clar. Bine și vreo 7 pentru cafea și mâncare. Dacă vreți veni să faceți poze, chiar arată. Da, arată bine, dar... Arată bine. E o experiență ok să vii o dată, de două ori, nu de mai multe ori. Da, adică iar mergem pe ideea de too much hype. E... Da, e chestia aia cu pomul lăudat. De da. Fapt, cam azi. So, mergem la mici? Da. S-a votat, gata. Ciao. Hello! Bună seara, bună seara! Dar ce faceți? Toată lumea bine? Fericită. Am ajuns și eu acasă, bine, nu acum, undeva cu câteva ore, nu știu, după 5 am ajuns acasă, dar n-am apucat să vorbesc cu voi, că am avut ceva treabă de făcut pe aici, tot meșterim niște chestii pe aici, pe acasă. Și, da, am ajuns, mă dor puțin picioarele, ceea ce nu este rău, din contră, este chiar un semn bun, înseamnă că am mers puțin și am făcut puțină mișcare astăzi, că sport, rutina mea de sport n-am făcut-o astăzi, prin urmare, e bine că m-am mișcat. Da, cum am zis, am fost cu fetele în grădina botanică, cu Eugenia și cu Denisa, ne-am pozat pe acolo, ne-am plimbat, ne-am, nu știu ce, ne-am bibilit pe acolo, ne-am învârtit, am văzut și serele, pentru că eu de fiecare dată când am fost la grădina botanică, de fiecare dată serele erau închise, adică, nu știu, nimeream tot timpul când erau închise, ba,
că din motive de nu știu ce, care îmi scrie, stați că îmi scrie careva, ba din nu știu ce motiv, ba că era ziua nepotrivită, ba, stați că îmi scrie careva, care e așa de pornit? Aha. Ah, Deni. Așa, am avut o lungă discuție despre guașa. Da. Așa, și ne-am plimbat pe acolo, am făcut poze, ne-am filmat, ne-am relaxat, am respirat. A fost foarte frumos că a fost aproape gol. Adică în parc, nu știu dacă am văzut doi oameni, iar în seară am văzut, cred că erau cu clasa ceva, copii de liceu sau nu știu, care pictau plantele de acolo din sere. Dar e foarte liniște, foarte zen, tot așa. Nu vă zic că am avut și lipici la pisici? Da, astăzi, de fapt, nu știu dacă v-am spus, dar peste tot pe unde mă duc, mă urmăresc pisicile, ceea ce nu e un fenomen și nu e extraordinar de greu, pentru că sunt pisici peste tot, dar vin la mine și nu se supără și nu sunt rele și am făcut poze chiar cu două pisici. Am găsit una neagră, exact ca Jiminy, doar că era mai dolofănică și mai pufoșică și mai frumoasă, în sensul că era mai dolofană, ăsta e scaloi, e subțire, e sticlete. Jiminy, una neagră la sere, era chiar acolo în sere și am văzut că e cumva feblețea doamnelor de acolo care sunt îngrijitoare pe acolo. Și am mai găsit una lângă Infinity, unde am fost lângă cea Infinity, am fost după ce am terminat cu grădina, fiind acolo în zonă în Cotroceni, am luat-o pe jos și ne-am dus către cea Infinity. Unde este foarte frumos, într-adevăr, foarte frumoasă ceaineria, pentru că eu n-am mai fost niciodată și Eugenia la fel n-am mai fost niciodată și își dorea să meargă, doar că nu s-au aliniat planetele niciodată, n-am reușit să ne punem de acord și eu de fiecare dată când am vrut să merg nu s-a putut. Și de data asta am ajuns acolo, am zis că dacă tot mergem în zona să mergem la Infinity, foarte frumoasă ceaineria, nu mi se par justificate prețurile și nu mi se pare ok, adică cafeaua nu mi s-a părut deloc ok. Toate trei am avut impresia că era pliculețe din alea de la Festa sau de 3-in-1, deci efectiv ăla era gustul cafelelor pe care le-am comandat. Eu am comandat un mocha, Eugenia nu știu ce, și-a luat ceva care zicea că are cafea braziliană și nu știu ce și era, avea gust de efectiv de la Festa din ăla, din plic sau de ciocolată caldă de la Lidl, cum ziceau fetele. Deci cafeaua groaznic, că la modul că nu era nimic spectaculos, spre deosebire de ce scria în meniu, na, așa, nu, poate na, nu, suntem noi obișnuite cu cafeaua braziliană, dar nu, vă zic că nu, așa, chișu, eu v-am zis, nu sunt mare amatoare de chiș, dar pentru că am ajuns până în ora 2, nu aveam ce să mâncăm acolo, deci nu se putea mânca, a fost bunicel, dar se putea și mai bine, adică nu m-a dat pe spate, ceaiul, ceai, adică e chiar foarte greu să greșești un ceai, un ceai aromat, de mod, un ceai, un ceva fermentat, aromat, așa. Ăla a fost bun, dar nu merită hype-ul în materie de mâncare. Adică așa, locația este foarte drăguță, pozabilă, foarte boemă, foarte plăcută, de stat și în interior și în exterior, cu mobilă din aia veche, cu măsuțe din alea vechi pe exterior, cu multă iederă, adică am încercat să surprind așa câteva cadre, nu știu cât am putut, era destul de aglomerat și partea bună a fost că se respecta distanțarea între mese, adică s-a respectat distanțarea între mese să nu fie și erau cam toate mesele disponibile, erau ocupate și am încercat să nu filmez oameni, că știți că nu prea e ok să stai să filmezi oamenii, mai ales când ești într-un spațiu de genul ăsta, dar am încercat să surprind câteva cadre, așa, pe unde s-a putut și nu. Foarte drăguță ceainăria. Eu spun acum pentru cine nu știe, pentru că asta este o ceainărie super populară din București și știu că multă lume, na, trece pe acolo când are ocazia, dar vă zic așa, ca experiență merită, dar nu cred că m-aș mai da pe spate să mă duc să mănânc acolo sau nu, cred. Nu, acum nu știu cum o fi mâncarea, dar vă zic, cafeaua nu. Deci dacă mergeți la Infinity, nu vă luați cafea, luați-vă orice, ceaiuri, altele, că la ceaiuri e greu să le greșești, dar nu vă luați
cafea, că nu merită cafeaua. Deci noi am încercat trei tipuri de cafea practic astăzi și toate trei erau, aveau exact același gust de cafea din aia la plic. Sau nu. Chișu decent, așa, restul Dumnezeu cu milă. Nu știu. Da, și după aia ne-am întors tot așa pe jos, foarte frumos Cotroceniu în perioada asta cu pomi așa și foarte liniștit, că arată foarte bine Cotroceniu toamna, e drept cartierul ăsta. Acum am reușit să ne plimbăm într-o zonă în care niciuna dintre noi trei, sau nu, cel puțin eu și cu Eugenia, Denisa cred că a mai fost, dar eu și cu Eugenia n-am mai fost prin zona aia fix pe acolo, pe străduțele alea. Am mai văzut Cotroceniu așa, dar mai mult pe lateral, ca să zic. Da, foarte frumos, cu multe frunze galbene, foarte pozabil, deci dacă sunteți din București și vreți o zonă foarte tomnatică și care să nu fie neapărat în parc și liniștită, puteți să mergeți acolo în Cotroceni, că e ok. Rest, cam atât. Cam asta a fost ziua noastră. Am venit de acolo și ne-am întors către metrou, așa, la pas și am povestit până ne-am despărțit, că pe la 4 ne-am despărțit. Deci ne-am văzut, ne-am adunat de dimineață la 11 și ne-am despărțit pe la 4, ceea ce eu consider că este minunat. Mi-a făcut mare plăcere să le văd pe fete și abia aștept să le văd iarăși. Seara asta vreau să mă duc să mă demachez, pentru că am senzația că mi s-a dus glitterul, mi s-a dus aici în ochi, mi-a căzut în ochi, nu știu ce s-a întâmplat, sau mascara. Și vreau să mă demachiez. Mi-am făcut o găleată de floricele, efectiv. Deci am o grămadă de floricele care sunt foarte bune, by the way. Și aș vrea să mă uit la un film, dar nu știu exact la ce să mă uit. Să mă uit la... Cred că o să mă uit în continuare la Riverdale, care este un serial, v-am zis, m-am fi povestit eu de el, că este destul de interesant cel, dar nu mă prinsese așa de tare. Acum parcă m-a prins un pic mai tare, chiar dacă e tras de păr, e destul de tras de păr, dar parcă m-a prins un pic mai tare. Apropo de seriale, nu mai pot, deci m-a nebunit toată lumea cu Jocul Calamarului sau... Nu, deci nu vreau să-l văd. Efectiv, nu vreau să-l văd numai că, din simplu fapt că... toată lumea e cu Jocul Calamarului, nu mai pot, nu mai vreau. Am senzația că o să fie la fel cu La Casa de Papel, hype-ul la general în care am căzut și eu și după aia mi s-a acrit grav. Nu știu dacă v-am spus, dar n-am văzut sezonul 4, cred că era din La Casa de Papel. Eu nu l-am văzut, pentru că nu, am văzut primele episoade și mi s-a luat de el, adică m-au plictisit și nu, așa, și am senzația că așa, la fel o să fie și cu chestia asta, cu The Squid Game sau Jocul Calamarului, cum eu fi zicând, nu, prefer rămân la Riverdale, care este într-adevăr previzibil și tras de păr, dar e mai relaxant pentru mine. Și cam atât pe seara asta. Mâine ar trebui să fac o mulțime de chestii. Am o grămadă de treabă în casă, am o grămadă de treabă pe afară, am o grămadă de treabă de pozat, de făcut articole, de făcut o grămadă de chestii, dar, mă rog, asta rămâne de văzut pe mâine ce o să pot face, că eu de promit foarte multe de obicei, dar rămâne de văzut ce pot face efectiv. Până mâine, eu vă pup și ne vedem mâine. Eu continui filmul și ne vedem mâine. Ciao! Câteva zile mai târziu reluăm vlogul ăsta pentru că nu am avut chef de filmat, nici nu prea am avut nimic interesant de filmat în ultimele zile și m-a și lovit o stare din aia de lene generală, astfel încât nu am continuat vlogul și am zis că mai bine îl reiau astăzi. Acum mi-am făcut un ceai după ce mi-am terminat cafeaua, pentru că am avut chef de un ceai și zic până îl beau să vă pun la curent cu ce s-a întâmplat în ultimele zile, pentru că el, spre exemplu, a fost la mine Eugenia, a venit alaltăieri, a stat peste noapte și
a stat la mine și ieri și n-am filmat că n-am simțit nevoia să-i bag camera pe gât și să imortalizez momentul așa, pentru că mai e plăcut să faci lucruri și fără să fie tot timpul pe cameră, toate filmate și toate înregistrate pe cameră. Oricum, mare lucru n-am făcut, am stat mai mult și în cafetele și am povestit. A fost activitatea principală a zilei de ieri, s-a învârtit în jurul faptului că am fost la ruină, acolo la casa aia de care v-am mai povestit eu, unde am pozat și am mai făcut niște poze și am făcut un grătar. Astea au fost activitățile majore, pe lângă faptul că ea s-a iubit toată ziua cu Jimmy, deci dragoste pe ăștia, Doamne, deci a fost dragoste la prima vedere, s-au iubit, s-au lipit unul de altul, se iubesc de nu se poate, abia i-am despărțit amândoi, așa i-am de aseară, abia i-am dezlipit, erau așa lipiți cu super glum de celălalt. Acum Jimmy este destul de nervos și de agitat, bănuiesc că o caută pe Eugenia și nu știe unde e, nu știe de ce a dispărut așa brusc și dintr-o dată. Udi, în schimb, era foarte agitată, adică ar fi vrut și ea să fie băgată în seamă și am băgat-o, bineînțeles, în seamă, dar era așa nemulțumită cumva și era agitată, era peste tot, a făcut numai ture și acum este răpusă, este leșinată, își reface existența. Da, și beau ceaiul ăsta pentru că tot ea mi-a adus niște ceaiuri. Ăsta pe care îl beau acum este de la Yogi Tea, se numește cică, Shoko. Shoko și mai scrie odată Shoko, nu știu cum, ciudat, așa. Care este foarte aromată, are o aromă foarte plăcută. Și e foarte, foarte bun. Nu știu dacă v-am spus, dar eu beau ceaiurile neîndulcite și fără nimic în ele. Adică le beau așa, natural, simple, pentru că am senzația că le simt gustul mai bine și mi-am dat seama că am buzele super crăpate, yay me. Așa, și este chiar foarte aromat și foarte plăcut ceaiul ăsta, și îndrăzi să zic că e un pic mai bun ca ăla de la Infinity. Just think. Așa. Un alt lucru pe care vreau să îl testăm astăzi neapărat este această lunare de la Yankee Candles pe care mi-a dus-o ea. Care, mă rog, ea nu e prea convinsă de ea și mi-a dus, o să mă dau și eu cu părerea să vedem cum este și da, pare interesant așa ca miros, nu e tocmai genul de miros pe care l-aș fi ales eu, dar vreau să văd, este ceva cu forest something, forest mist se numește, așa, și o să o aprindem puțin mai târziu să vedem ce părere am eu despre ea. Planul pe ziua de astăzi, având în vedere că este o zi extrem de încețoșată și de rece, a fost frumos. De atunci de când am fost în grădina botanică, a fost foarte frumos, adică a fost o zi frumoasă și au continuat următoarele zile până astăzi, a tot fost frumos. Astăzi, în schimb, este foarte încețoșat așa și foarte urât și așa și da, mă gândesc să fac niște poze în casă, am eu un concept foarte interesant în care implic și copiii mei, așa, pe care trebuie să-i pozez. Mă rog, pe unul l-am pozat, acum trebuie să o pozez și pe Mademoiselle și după aceea să fac poza mea și să le unesc, pentru că este un concept puțin mai ciudățel. De fapt, dacă când o să apară clipul ăsta, duminică, sper că până duminică o să fie gata poza și mă gândeam să fiu așa un fel de vrăjitoare care stă pe mătură și am și copii cu mine, pisoi cu mine, dacă este gata și dacă mi-a ieșit, că na, sunt foarte multe șanse să nu-mi iasă pozele astea. Ar trebui să fie ori pe Instagram, ori să vă arăt aici. Da. Și apropo de poze, chiar făceam o evaluare așa rapidă cu Eugenia a pozelor pe care le-am făcut anul ăsta, am trecut așa prin poze și mi-am dat seama că mi-am dezvoltat skill-ul ăsta de a face și fotografii și de a edita fotografii foarte mult. Evident, la un nivel de amator, nu sub nicio formă, nu cred că sunt profesionistă, sub nicio formă, nu am aparatură profesionistă, dar cred că pentru aparatul pe care l-am eu, care este destul de prost din punct de vedere calitativ, adică el a fost bun săracul la început, n-am știut eu să-l folosesc la în vremurile lui bune, la potențial maxim, abia acum descoper câte chestii poate să facă bucățica asta mică de plastic, așa, este un aparat foarte, foarte bun, de-aia vă recomand, camerele astea mici de la Sony, că sunt foarte bune, mirrorless, sunt foarte bune,
Asta mi-a recomandat și băiatul de la F64 când a fost și am cumpărat-o și mi-a zis ce este. Chiar dacă e micuță, toate gamele astea Alpha, toată gama Alpha de la Sony sunt foarte, foarte bune camerele și sunt extraordinare și dacă vreți o recomandare de la mine și de la cineva care să pricepe, cred că merită sunt și mai accesibile și se bat foarte mult cu DSLR-urile de la Canon, ca să înțelegeți, dar camera mea este puțin depășită, o să trebuiască în curând să o schimb și mă e groază de treaba asta pentru că este o cheltuială de care chiar trebuie să o schimb pentru că e deja bătrână. Cum ziceam, nu i-am descoperit eu adevăratul potențial la început. Am senzația că abia anul ăsta m-am fi familiarizat de adevărat de la cu ea și am început să o folosesc la potențial mai mare. Și am început să dezvolt pozele și partea creativă și să fac din ce în ce mai multe poze. Și dacă mă urmăriți pe Instagram sau pe Facebook, cum v-am spus, pentru cine nu mă urmărește pe Instagram sau nu are Instagram, poate să mă urmărească pe Facebook, pentru că tot ce postez pe Instagram apare și pe pagina de Facebook. Le găsiți pe amândouă în descriere, by the way. Cred că mi-am dezvoltat puțin latura asta și cred că se vede o evoluție. Chiar asta vă întrebam și pe voi dimineață pe Instagram, vă întrebam dacă voi sunteți de acord cu mine că se vede o îmbunătățire, deși știu că de-a lungul timpului multe mi-ați mai spus. Și apropo de asta, săptămâna trecută sau cam așa am primit un pachetel la cei de la YOLOBOOK. Nu e sponsorizat, by the way, ca să ne înțelegem, ci pur și simplu mi-au trimis astea, mi-au oferit un album din acesta de care realizează ei, de tip carticică, așa, este un album foto în care îți poți încărca, ei au o aplicație, practic, în care îți poți încărca tu ori din telefon, ori din Instagram, ori de pe Facebook, poți să-ți încarci pozele și, de exemplu, eu am foarte multe poze pe care nu le mai am și sunt încărcate pe Instagram și le-am încărcat în aplicație și mi-am printat, mi-am făcut un album din acesta. Asta este, cred că, albumul Maxi S, nu mai țin minte exact care, mă rog, sunt mai multe variante, dacă intrați în aplicație, dacă descărcați aplicația, veți vedea acolo și sunt mai multe fotografii. Eu mi-am ales o parte din fotografiile de anul ăsta, pe care le-am făcut anul ăsta și le-am pus aici pentru că, așa cum vă povesteam și pe Instagram, când am făcut o postare pentru ei, obișnuiam ca în serile când aveam ce face, o dată de două ori pe an, nu știu, când aveam chef, să stau cu bunica mea în fața unei cutii foarte mare cu poze vechi, cu tot neamul și răsneamul nostru și i-am povestea cine era ăla, ce făcea ăla, ăla era copilul ăla, ăla s-a însurat cu ăla, ăla a făcut aia, ăla a ajuns așa, ăla a murit așa, știți? Adică toate poveștile astea și m-am încărcat de-a lungul timpului cu foarte, foarte, foarte multe povești despre familia mea, ca să zic așa, unele mai interesante, altele mai puțin interesante și mi-am adus aminte cât era de frumos să ai pozele în format fizic, ca și cărțile, e frumos să le ai în format fizic, adică să le simți. Ne-am pierdut cumva tradiția asta de a face poze pe hârtie, de a avea pozele, pentru că totul este digital, este mai, și recunosc că și mie mi este mai la îndemână, dar acum când mi-au trimis cei de la YOLOBOOK albumul ăsta și mi-au mai trimis și o cutiuță cu poze, vă arăt imediat și pozele astea, mi-am dat seama că e plăcut să ai și pozele în format fizic, adică să le răsfoiești așa, să treci prin ele. Uitați-l pe Țiminosul când era mic. Aici i-am făcut poza asta cam la o săptămână după ce l-am luat. Deci uitați-vă la el câtă dulceață de copil. Aici e de Crăciun, anul trecut, când încă avea mustața neagră. Da, încă aveam mustață neagră, dar mor după poza asta. Deci asta este una din pozele mele preferate cu el. Deci îl ador. Era atât de mic, deci era atât de micuț. Atât de amărât. Astea sunt iar două poze care și vouă au plăcut foarte mult și sunt și preferatele mele, în special asta cu albastru. Este una din pozele mele preferate. Iarăși asta știu că v-a plăcut foarte, foarte tare și mie mi-a plăcut și mamei mele, îi place foarte mult. Aici e Gemini puțin mai mare, că bineînțeles a trebuit să scot poze și cu copiii mei. Asta din vamă, foarte drăguță. Asta de la munte. Deci toate, eu am pus poze de pe Instagram. Asta este ultima poză pe care am făcut-o lumiții. Da, și mi-este așa de dor de ea, de mea.
Da, asta sunt poze pe care le-am făcut în primăvară, adică dacă intrați pe Instagram și, și vreți să le vedeți în detaliu, sunt acolo. Și mi-a plăcut foarte tare calitatea hârtiei, că sunt pe o hârtie de bună calitate. Dacă vă vreți, puteți decupa de aici pozele, adică le puteți scoate fila dacă vreți neapărat, dar eu am să păstrez cărticica asta, albumul ăsta, așa, pentru că mi este foarte drăguț și împreună cu acel album mi-au trimis și o cutie, pentru că ei au două formate, au formatul de album acela și au formatul de cutie, de box, care, format de cutie, vine în, îți dă iluzia de polaroid. Așa, nu sunt polaroide, dar sunt printate ca un polaroid. Dacă știți că polaroidele au o anumită margine, pozele polaroid au o anumită margine, partea asta este cumva altfel, are o textură, mă rog. Dar sunt foarte, foarte drăguțe. Și apropo de pozele astea, asta este de făcută de la munte și astea le-am scos. O parte am să-i le trimit mamei mele, pentru că sigur mi le va confisca. Și o parte le voi păstra eu și asta, de exemplu, vreau să o pun în ramă, că este cu noi trei la munte. Tot așa am postat, am printat foarte multe poze din astea pe care le-am postat anul ăsta pe Instagram, pentru că îmi sunt foarte, foarte dragi, v-am zis. Am senzația că anul ăsta, mai mult ca niciodată, atât creativitatea mea, cât și skill-ul ăsta s-a mai dezvoltat, s-a mai rafinat. Bănuiesc că în 5 ani, dacă mă voi uita în urmă, o să zic, ce poze. Și acum, de exemplu, dacă mă uit la unele poze pe care le-am făcut la începutul anului, nu sunt ok, adică le-aș face altfel sau observ greșeli, dar e vorba de evoluție până la urmă, și e frumos și... asta îi place Eugenie, asta îi place Eugenie mult și asta îmi place foarte, foarte tare. Astea sunt niște poze pe care am să, v-am zis, le mai trimit și mamei mele, că deja mi-a zis, vreau eu. Ok, așa. Și, spre exemplu, astea iarăși îmi plac foarte mult în rapiță, pe care le-am făcut în rapiță. Asta e de la Brăila, de când am fost prima dată de la Brăila. Aha, sunt foarte dragi. Și știți care e partea frumoasă? Nu numai că te uiți la poză și vezi imaginea în sine și ți-aduce aminte de locul ăla, dar ți-aduce aminte și de momentul în care l-ai făcut. Adică eu știu exact fiecare poză, când a fost făcută, prin ce am trecut, ce m-a chinuit, ce mi-a plăcut. Asta este una din pozele pe care mulți au urât-o. Și am printat-o tocmai pentru că este cumva poza mea de început, când am început eu să mă joc cu editarea foto la modul să fac pozele mai artistice. Pentru că pozele pot fi niște poze simple, gen amintiri, gen unde e? Gen asta, da? Asta este o poză amintire, n-are neapărat nimic artistic în ea, ci este pur și simplu o poză pe care o am ca amintire cu fetele mele. Asta e tot, da? Nu e nimic, să zicem, extraordinar la poza asta, în afară de faptul că mi-aduce aminte de momentul în care am fost noi trei acolo la munte, dar partea asta artistică a editării foto e puțin altfel și aici a fost, asta a fost prima poză cu care am început eu de adevăratele să mă joc și să explorez și să încerc să creez o poveste prin imaginea pe care o pun și pe care am făcut-o și multă lume a înțeles poza asta, multă lume n-a înțeles-o. Mie mi se pare destul de interesantă și acum poza asta și îmi place. Este o poză pe care am făcut-o, cred că acum vreo 2 ani, când încă mi-era frică să mă ocup de partea asta cu pozele destul de tare. Dar, mi-am... place ideea asta de a te juca cu fotografia, mai ales la nivel artistic. Spre exemplu, asta este o poză pe care o consider artistică, pentru că în momentul în care te uiți la ea, parcă îți spune o poveste, adică poți descifra o poveste din ea, poți să înțelegi ceva. Asta la fel, iar și este o poză tot așa, melancolico-interesantă de poveste, adică te gândești la ceva, îți spune o poveste, e cadrul ăsta care e cumva în contrast cu rochia și e o întreagă poveste acolo. Asta, în schimb, este o poză relativ bănăluță, adică de familie, poză simplă, de amintire, mine și cu Jimmy înainte de... Adică nu spun că toate pozele mele sunt extraordinare sau nu spun că toate pozele sunt artistice sau autent artistică, nici nu trebuie să fie așa, pentru că ne-am săturat cu toții și eu și voi de ele, așa, dar
Sunt unele la care țin un pic mai mult, adică care sunt mai speciale pentru mine. Asta, de exemplu, este o poză super simplă, o încercare de portret de-a mea. Este o poză super, super simplă, care la fel v-a plăcut foarte mult, tocmai în ideea că e misterioasă, da? Pe cât este de simplă, ea pare foarte misterioasă. Nu știu cum să o țin ca să nu omoare reflexia. Așa. Dar oricum le vedeți. Dacă vreți să le vedeți în detaliu, v-am zis, ori pe Facebook, ori pe Instagram le găsiți. Așa. Și, da, sunt foarte, foarte drăguțe. Calitatea foarte bună a hârtiei foto și la pozele astea. Deci sunt foarte încântată, foarte, foarte happy. Mă bucur mult că mi-au trimis astea și le mulțumesc încă o dată. Le-am mulțumit eu de câteva ori, dar le mai mulțumesc o dată pentru că sunt foarte drăguți. Și dacă vreți, v-am zis, descărcați aplicația lor și găsiți acolo. E super sugestivă aplicația, adică nu vă trebuie un manual de utilizare, nu e greu de unde făcut albumul. Atâta doar să aveți grijă că pozele pe lor sunt vin în format pătrat. Mi-ar plăcea dacă pe viitor ar reuși să bage și formatul de 4x5, cel de pe Instagram, pentru că toate pozele mele, eu pun pozele în general pe Instagram, cele pe care nu le pun landscape, cele pe care le pun portret, le pun 4x5, maximul pe care mi-l oferă Instagramul, pe care pot să-l pun pe Instagram. Și ei nu au decât formatul de pătrat. Mi-ar plăcea dacă ar ajunge să aibă și formatul de 4x5, astfel încât să poți insera toată poza, dar da, trebuie să aveți grijă la încadrare. Rest, super sugestivă aplicația. Au avut un cod, bănuiesc că la ora asta, la momentul la care apare vlogul, codul de reducere este nu mai e valid pentru că era până de Halloween, dar o să le cer eventual, eu personal o să le cer un cod pentru Crăciun, dacă se poate așa ceva pentru voi, nu că să câștig eu nimic, ci pentru voi, dacă vă interesează, pentru că mi se pare o idee super bună de cadou de Crăciun, adică pentru prieteni. Dacă aveți prieteni cu care aveți, nu știu, mergeți în excursii sau în vacanțe foarte des, să printați pozele, să le faceți așa un cadou din asta, cred că e o idee foarte bună de cadou. Apropo de cadouri. Bun. Așa. Mai am ceva de care vreau să vă povestesc. Ceva ce am luat de la mama și țin aici pe birou de atunci de când am fost în vară la mama, dar nu vă povestesc acum pentru că aș vrea să mai fac niște lucruri, să mă văd dacă lumina asta încă nu e bună, lumina, mai aștept puțin, dar vreau să mă apuc de ceva, să-mi termin ceaiul și să mă apuc de ceva și după aia, cred că pe seară vă povestesc de chestia asta pe care vreau să vă povestesc din vară și n-am apucat în niciun daily vlog. Da, cam asta a fost update-ul pe ziua de astăzi. Mâța mea încă doarme, Jimmy cred că a plecat că era supărat, era tare supărat că nu o găsește pe Eugenie. Am niște poze de Halloween de editat și mai am astăzi și mâine de pus pentru că the Halloween-ul e mâine, so, da, astăzi și mâine mai sunt de postat, în rest cam asta ar fi. Da, vă las și vorbim dacă e mai încolo. Hello, hello, bună seara, bună seara, ce faceți? Încheia și eu ziua de astăzi. N-am filmat foarte mult. N-am senzația că n-am filmat deloc. Nu știu ce am filmat după ce am vorbit dimineața cu voi. Dar am fost foarte concentrată așa pe partea asta creativă de a face pozele alea și am editat. Am stat, mi-am luat ceva până am editat poza aia pe care am vrut să o fac și sper că vă place și vouă pentru că mi-a stors puțin creiera și dar a ieșit, mi se pare foarte simpatică și foarte dulce cu puii mei lângă mine acolo, zburând pe o mătură, fiind Sabrina, fiind eu această Sabrina cu pisicile ei negre, da, și mi-a luat ceva, cum v-am zis, dar am mai făcut și câteva chestii pe afară care au un pic stat în frig, că astăzi v-am zis, a fost o zi destul de friguroasă, a dat un pic și soarele la un moment dat, dar tot rece mi s-a părut și am stat și cu puii mei pentru că au fost foarte needy astăzi, nu știu ce au avut, Udi a fost răpusă, a fost terminată, obosită în ultimul hal pentru că ieri a fost Eugenia și a făcut ture toată ziua, deci era agitată în ultimul hal, nu știa ce se întâmplă, ce-i cu persoana asta nouă, ce caut aici, ce-i cu ea. Iar Jiminy a fost letargic ieri și a fost în stare de iubibiliceală pentru că s-a îndrăgostit de Eugenia și Eugenia de el și s-au iubit toată ziua și aoleu, ce dragoste a fost, păi nu vreți să știți. Și la un moment dat tot țipa pe aici prin casă și nu știam ce vrea și aveam senzația că o caută pe Eugenia.
Da, său. Eugenia mi-a stricat copilul. Da, și am stat cu ei așa la un moment dat, așa pe păturică, pentru că nu avea stare, cel puțin Jiminy, nu avea stare astăzi și au schimbat rolurile față de el. Și am încercat să-l calmez, să-l liniștesc. La un moment dat, Woody îl spăla, era așa o dragoste pe ei și... Da, nu am luat cartea cu mine, acum am făcut o baie și m-am relaxat și m-am încălzit, pentru că dacă am fost afară, v-am zis, mi-a fost frig. Acum m-am băgat în cadă și am stat în apă fierbinte, mie îmi plac băile super, super fierbinți. Știu că nu e cea mai ok versiune pentru piele, dar I can't help myself. Îmi plac de mor băile fierbinți și mă încălzesc și mă fac să mă simt bine și îmi pun și câte un pic de sare, așa, care ajută la circulație și e numai bine. Și asta ziceam că n-am luat. Sunt super relaxată acum, mi-am făcut și rutina de skincare, poate dacă vă vreți vă mai arăt într-un daily vlog viitor ce produse folosesc în ultima vreme, dar sunt super relaxată și am uitat să iau cartea despre care vroiam să vă vorbesc și pe care vroiam să vă arăt, dar promit solemn că în daily vlogul următor vă arăt, ba chiar o să începem daily vlogul ăla cu cartea aia, pentru că este spectaculoasă, este foarte, foarte frumoasă cartea aia și i-am arătat-o și Eugeniei și i-a plăcut foarte mult și vreau să o vedeți și voi, pentru că este cumva pentru mine, este așa o bucată de amintire și îmi pare atât de bine că l-am aruncat-o, pentru că e o poveste în spate. Da. Acum, încheiem daily vlogul ăsta, o să editez puțin cât se poate și după aceea, nu sunt mega extra obosită, n-aș avea de ce să fiu atât de obosită, dar sunt așa în starea asta de relaxare, de a mă simți bine și da, s-ar putea să mă ia somnul. Când sunt așa relaxată, mă ia somnul foarte repede. Nu că n-aș adormi foarte repede, că v-am mai spus, pentru mine perna este întrerupător. Cam asta a fost în daily vlogul ăsta. Again, cu pauza asta pe care am făcut-o, nu-mi dau seama exact ce am filmat, cât am filmat, cât e de lung daily vlogul ăsta, dar puteți să-mi lăsați și voi sugestii pentru clipuri viitoare, puteți să-mi spuneți ce vreți să vedeți la mine pe canal, dacă vreți să vedeți mai multe daily vloguri și ce ați mai vrea să inserez așa prin clipuri. Vă pup, vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la mine, ne vedem în următorul clip. Care va să fie, nu știu exact ce o să fie următorul clip, dar o să vină un clip. Ciao!